Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 11 aprilie 2024. Străduiește-te să fii blând. Ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru. 1 Tesaloniceni 2, versetul 7. Buldozerele sunt de mare ajutor când se fac demolări, dar ele sunt mai degrabă inutile dacă vrei să construiești ceva. Cu această imagine în minte, puneți următoarea întrebare. Îmi folosesc eu forța personalității mele și puterea funcției mele pentru a-mi impune voința asupra oamenilor și pentru a-i determina să facă lucrurile așa cum vreau eu? Dacă răspunsul este afirmativ, atunci trebuie să înțelegi că persoanele cu cea mai mare dorință de a-i controla pe alții sunt cele ce se tem cel mai mult să nu fie controlate. Întrebare. Ce crezi că s-ar întâmpla dacă i-ai trata pe ceilalți cu respect și dacă ai arăta că apreciezi aportul lor, ideile și opțiunile lor? Oare frica și intimidarea sunt singura cale prin care îți imaginezi că se pot păstra relațiile? Nu ai prefera să câștigi dragostea celorlalți fiind atent și blând cu oamenii și nu impunător? Sau îți dorești o supunere din teamă? Dacă ești în această situație, discută cu un prieten sau cu un consilier și încearcă să ajungi la rădăcina problemelor mai adânci care îți determină comportamentul. În zilele care urmează, încearcă să nu critici pe nimeni și nici să nu-i privezi de dreptul de a alege. Nu uita că până și Dumnezeu le dă oamenilor responsabilitatea alegerii, ori tu nu ești Dumnezeu. Continuă această provocare încă, să zicem, 2 săptămâni, sau cât este nevoie, pentru a reuși să-ți înfrânezi atitudinea de a controla. Apostolul Pavel a fost suficient de prolific pentru a scrie epistolele și destul de înzestrat de Dumnezeu pentru a învia morții și cu toate acestea el a spus: ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru, ca o doică ce-și crește cu drag copiii. Scrie în 1 Tesaloniceni 2, versetul 7. Când unii au păcătuit, Pavel i-a îndemnat să-i ridicați cu duhul blândeții și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Așa începe Galateni, capitolul 6. Așadar, cuvântul lui Dumnezeu pentru tine astăzi este acesta. Străduiește-te să fii blând.